Da, bun găsit la Raport Special. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mai devreme erau imagini cu cei de la USR care au anunțat că se țin de procedură, că au strâns 1 milion de semnături. Este vorba despre acel proiect de lege fără penal în funcții publice. El a trecut de votul Camerei Deputaților anul trecut în iunie 2020. Da, au trecut 2 ani de atunci și urma să fie introdus de urgență la Senat. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Praful s-a așternut peste acest minunat proiect care prevedea ca penalii să nu aibă acces la funcțiile publice. Acesta este primul subiect de astăzi de la Raport Special pe care îl dezbatem împreună cu Viorel Focșa, deputat AUR. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Și cu domnul Nicolae Georgescu, deputat PSD. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Este alături de noi prin Skype pentru că avem și subiecte economice astăzi. Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am să încep cu dumneavoastră, de fapt, că dumneavoastră sunteți specialist în economie. O să ajungem imediat. O să vorbim și despre combustibil și despre alte lucruri interesante. Dar, așa, un scurt punct de vedere vis-a-vis de acest proiect. Ne-ar fi prins bine dacă s-ar fi dus acest demers până la capăt și n-am mai fi văzut oameni care au fost condamnați penal în funcții publice? Cum vede un economist lucrurile acestea? Cu siguranță ar fi bine, pentru că, în general, oamenii care au dosare penale sunt șantajabili. Și știm ce înseamnă șantajul când ai o funcție de răspundere, mai ales în administrația, acolo unde se împart bani publici. Deci, ar fi interesant de văzut exact câți dintre aleșii locali au în acest moment astfel de dosare și câte dintre ele sunt în zona executării, adică au trecut de faza de cercetare penală. Astăzi am înțeles că a fost un exemplu foarte, foarte clar, cu un președinte la Consiliul Județean Iași, parcă nu? Domnul Alexe, parcă. Da, da, da. Și fost ministru al mediului, dacă nu mă înșel. Da, ministru al mediului, da. Deci ar fi bine să vedem într-adevăr politicieni în funcție de răspundere care să fie fără pată din toate punctele de vedere. Și cred că acesta ar trebui să fie principalul criteriu de selecție dincolo de probitatea profesională. La probitatea profesională mai greu. În România știm foarte bine că funcția politică nu ține neapărat de studii, de pregătire, de competențe în materie de activitate în funcția pe care o conduce, în care o primești, ca să zic așa, de la partid. Dar să sperăm că pe viitor poate lucrurile se vor schimba și această lege va curăța într-adevăr, inclusiv mediul politic și este nevoie de acest lucru. Da, dar această lege, așa cum spuneam, de 2 ani s-a blocat. Bine, dumneavoastră sunteți deputați și o să-mi spuneți că noi în Camera Deputaților am votat proiectul, l-am dat mai departe. Dar de ce nu s-a mai întâmplat nimic la Senat? Lucrurile sunt foarte simple. Dumneavoastră aveți dreptate. Într-adevăr, Camera Deputaților și-a exprimat votul și acest proiect a trecut. Și trebuie să vă spun că este vorba de un proiect pe care Partidul Social Democrat l-a votat. Chiar dacă a fost inițiat și a fost pus pe tapet de către USR, fiind un proiect bun și fiind un proiect la cărei idee centrală noi am subscris, l-am votat, a trecut mai departe și a mers la Senat. Istoricul blocării acestui act legislativ este destul de larg. Cred că nu avem timp suficient să spunem toți pașii, dar de ce s-a blocat? Pe scurt, lucrurile sunt simple. În momentul în care USR-ul la guvernare alături de UDMR și PNL au considerat că nu mai este de actualitate. De ce? Foarte simplu, acest proiect a fost folosit de USR ca slogan electoral, ca masă de manevră și în momentul în care acest proiect ar fi fost închis, ei își pierdeau practic un deziderat, un mod de a comunica și un mod de a își atrage electoratul. Și l-au uitat în sertar pentru a-l putea folosi mai târziu ca slogan electoral. La momentul respectiv. În al doilea rând, situația în coaliția respectivă se schimba așa de la o zi la alta, a început să apară pe la... De ce au făcut această petiție? De ce sunt semnături pentru a fi votat acest Este simplu. La momentul respectiv, erau într-o alianță cu PNL-ul. PNL... Și așa, în acea alianță, acum un an știm aproape. Foarte bine, a apăruse povestea cu posibilitatea unui dosar al domnului Câțu peste mări și țări și așa mai departe. Și atunci au îngropat subiectul. Și este important, este extrem de important Stați de spus. Un pic, că eu m-am zăpăcit. Deci cei de la USR au depus acest proiect, după care dumneavoastră spuneți că dânsii au tergiversat ei cu cei de la PNL și UDMR. Da. Acum că nu mai sunt la guvernare, îl pun iar pe tapet. PSD l-a votat la momentul respectiv. Da. Asta înseamnă că și în continuare în Senat veți susține acest proiect? Fără nicio discuție. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că acest proiect, chiar dacă n-a ajuns să fie lege și chiar dacă n-a ajuns să producă efecte juridice, de fapt, Partidul Social Democrat și l-a însușit. Este singurul partid politic care,
la alegerile din decembrie 2020 și a însușit acest principiu și slogan electoral. Deci n-ați făcut dumneavoastră este mai foarte... mult pentru a scoate de la Naftalin acest proiect? Am făcut, dacă ne uităm la Senat, că tot pomeneați de Senat, în sală, la momentul respectiv, Partidul Social Democrat a fost prezent prin aleșii săi, vorumul n-a putut fi asigurat și proiectul a fost scos, practic, de pe ordinea de zi, pentru că, surpriză, când a fost... cine nu s-a prezentat în Senat atunci au fost tocmai reprezentanții USR-ului și al PNL-ului. Paradox. Da, este o situație paradoxală. Vă înțeleg mirarea, dar este o realitate cruntă. Repet, Partidul Social Democrat și-a însușit substanța deci acestui proiect, acest proiect, proiect legislativ. De ce? Pentru că și pe listele... Și o să-l vedem votat și în Senat în viitorul apropiat? Pe listele Partidului Social Democrat, la alegerile din decembrie 2020, la alegerile parlamentare, nici măcar un om, o persoană nu a fost prezentă dacă ar fi avut condamnare penală, ba mai mult decât atât, să fi fost angrenată într-o cercetare penală persoana respectivă. Cu alte cuvinte, Partidul Social Democrat poate să stea cu capul sus că acest dacă lucru... Dacă persoana știa că este sau nu angrenată într-o cercetare penală, că poți să fii urmărit și tu să nu știi să afli cu siguranță, un pic mai târziu. Vorbim de comunicări și de situații care au o doză de oficialitate destul de clară. Cu alte cuvinte, discutăm acum de ce? De un mecanism de comunicare, un mecanism de rostogolire a unui subiect pe care USR-ul l-a folosit la un moment dat. A avut posibilitatea să-l finalizeze, a avut majoritate în Parlament. Dar care va fi finalizat, care, spuneți dumneavoastră? Cu siguranță. AUR susține acest proiect? Categoric susține. Noi, când am aflat că am avut intrat pe lista noastră o persoană care avea, ne-a mințit, nu știu ce am cazierul la toți și plus că nici n-apare în cazierul cercetare penală. Am îndepărtat subiectul respectiv. Da, dar este în continuare parlamentar independent, dacă nu mă înșel. Știți cum e? Încă nu are o sentință. După... Încă nu are o sentință pronunțată, încă se judecă, dar numai că am aflat că e în cercetare. L-am îndepărtat din grupul nostru. Pe mine mă miră tot respectul pentru colegul că nu ne-am intersectat așa în Parlament, dar mă miră că PSD-ul așa cumva încearcă... Eu v-aș întreba aici în emisiune la domnul Alex. De când sunteți la guvernare, de ce n-ați încercat să-l puneți pe masă? Că eu știu că USR-ul l-a avut pe domnul ministru de la ei. El ar fi putut atunci să facă istorie cu proiectul ăsta. Dar se pare că și-au făcut și rost de penalilor și n-am mai putut să... Bun. Eu cred că, da, cred că ar trebui întrebarea dumneavoastră este una, să-i spunem așa, potrivită. Dar nu credeți că oamenii s-au săturat de lucruri vorbite și își doresc mai multe fapte? Nu, dar ca să-i dăm curs. Păi, haideți să vă spun, din punctul meu de vedere, prin gestul de a nu introduce pe listele la parlamentarele din 2020, PSD-ul a făcut da, mai mult decât o lege. E foarte bine și o să o avem. Dar prin acest gest, eu cred primari, că PSD-ul a dat lecții de moralitate oricărui alt partid domnul politic. Deputat, avem numai primari care au condamnări în teritoriu. Nu mai există discuții de acest despre gen. Ce vorbim? PSD-ul și-a asumat un lucru. Cine a fost în stadiu de cercetare penală și sau a avut eu știu, o condamnare domnul deputat, penală, în teritoriu ați avut la locale o grămadă de primari cu cercetări penale și acum sunt. Haideți să ne lămurim. Dumneavoastră aveți, puteți să-mi dați exemplu. Puteți să-mi dați exemplu. Eu, de exemplu, cred că aș putea să discut despre un coleg de-al dumneavoastră care a ajuns în Parlamentul României pe listele AUR sau poate chiar și mai mulți. Dumneavoastră nu puteți să-mi dați... Aia, pentru că legea nu a fost promulgată. Dumneavoastră nu puteți cazierul să-mi dați exemplu. Nu, dacă era legea, noi ceream cazierul. Nu. Acum nu poți să ceri cazierul. Nu, să știți că aici... Până la urmă, dumneavoastră aveți, să-i spunem așa, circunstanțe atenuante. Sunteți un partid la început, nou. La început. Am văzut că e bătăios, dar n-am știut. N-ați avut în interiorul partidului un mecanism de filtrare. Da. Bun, așa că nu este despre AUR sau despre exact. PSD. Este despre acest proiect. Să-l urgentăm, asta exact, e. Și asta vrem să știm. Bun, cei de la USR au venit și au spus că ei fac acum această petiție și că a stat în sertar acel proiect, ei îl scot de la naftalină și dumneavoastră cei de la AUR și dumneavoastră cei de la PSD susțineți și votarea în Senat acestui proiect. Cât a fost ministru, asta înseamnă că ar putea justiție, fi pus pe ordinea de zi da, când? Bun, acum trebuie văzut și săptămâna că, care vine, nu, trebuie,
trebuie văzut procedura parlamentară, trebuie văzut dacă acolo, nu știu, e la Senat, dacă ar fi fost la Camera Deputaților și dacă aș fi știut de acest subiect. O să vă mai întrebăm. Cu siguranță v-aș fi dat și termen de genul parlamentară, dar probabil la începutul sesiunii următoare. O să vă întrebăm dacă știți care este temerea mea? Că și acest mecanism al USR-ului de a scoate acest subiect, pentru că e vorba de un subiect, nu reprezintă altceva decât o modalitate a lor de a ieși din conul de umbră, unde s-au dus cu bună știință și cred eu că nu-i va lăsa domnul Barna din poziția pe care încă o mai are de control a acestui nu mic e frumos partid. Acum să vorbim despre USR, că nu este niciun reprezentant aici. Deci, domnule Negrescu, am primit și niște vești bune. E posibil ca în toamnă ne asigură cei doi deputați de aici din platou această lege să intre pe ordinea de zi în Senat, să fie votată și să nu mai vedem penali în funcții publice. Mai mult decât și o lege a responsabilității personajelor care ne conduc ar fi necesară și absolut eficientă, da? Să răspundă cu funcția și cu averea și cu activitatea lor pentru ceea ce fac în fruntea statului român. Pentru că se iau multe decizii care n-au nicio legătură cu modul în care ar trebui construit condus acest stat până la urmă. Bun, spuneam că intrăm și în zona economică. Am văzut declarația lui Marcel Ciolacu, pe care o să o urmărim și noi chiar acum. Dânsul spune că ar trebui plafonate prețurile la combustibili. Am spus părerea mea că trebuie plafonat prețul și cu o marjă de profit, fiindcă nimeni, repet, nu face. Și ambele sau doar? Eu v-am zis principiu. Restul este treaba specialiștilor și a ministrului. Aștept ministrul energiei să vină să ne spună cum rezolvă această problemă. Dacă nu, o să venim, oricum venim și noi cu propunerile noastre. Deci, domnule Negrescu, eu am alimentat și eu am pus motorină și m-am uitat la pompă, 9,55 de bani era litru de motorină. 9,55 de bani. Păi, acum o săptămână era 9,30 de bani când alimentați. Și noi vorbim de principii, da? De declarații despre principii, despre cum ar trebui să fie bine ca să nu fie rău, din păcate. Deci, în tot acest timp, și vorbim de un an și ceva, chiar la dumneavoastră în emisiune vorbeam anul trecut despre evoluția prețului carburanților și că ne îndreptăm spre această criză dincolo de cea la energie și gaze. Și ce au făcut autoritățile? Pur și simplu au stat cu mâinile în sân, au stat cu capul nisip și au așteptat să treacă problema. Numai că problema n-a trecut, s-a acutizat. Iar această perspectivă legată de creșterea prețului petrolului, care devine tot mai posibilă în condițiile în care avem acest embargo la adresa petrolului rusesc, avem șantajul practicat de țările OPEC, care nu vor să crească producția de petrol la nivel internațional în condițiile în care cererea de petrol este cea mai mare, astea pun presiune pe preț. Și ne vom trezi undeva în iarnă, în toamnă, iarnă, cu un preț al petrolului undeva la nivel de 140-150 de dolari pe baril, cum arată prognozele în piețele internaționale. E, și atunci prețul carburantului din România va trece de 10 lei, 10, chiar 12 lei vom vedea. Într-o lună, două va trece de 10 lei. Că ajunge la 12 lei. Dar eu tot nu înțeleg că săptămâna trecută discutam despre faptul că din prețul unui litru de motorină, 9 lei și cât era acum, 3 lei și 60 de bani se duc la stat, accize și TVA, iar benzinalilor le rămân 10-20 de bani. Iar acum domnul Ciolacu zice că plafonăm prețurile și lăsăm și o marjă de profit. Bun. Păi hai să explicăm cum se construiește prețul carburanților, ca să știe telespectatorii, că cred că e important în momentul de față. Deci în momentul de față, petrolul, care s-a scumpit cu 50% față de anul trecut, da, reprezintă undeva la nivel de 3,5, cam 4 lei din fiecare litru de carburant. Da? După aceea avem costurile de rafinare, distribuție, salariile din sectorul benzinarilor, tot ce înseamnă cheltuielile lor de marketing, de promovare, cheltuielile de funcționare a benzinărilor din România. Sunt undeva între 1,5 și 2,5 lei în funcție de benzinare în fiecare parte. Pe lângă acestea, după aceea ce vine? Vine asta, acciza. Acciza că undeva la nivel de 1,89 de lei pe litru, da? Peste acest preț vine statul român și aplică TVA-ul de 19%. Și ajungem pe lângă aceste costuri să mai adăugăm impozitul de pe profit practicat de statul român, impozitul pe dividende și alte taxe conexe care duc câștigurile statului dintr-un litru de benzină undeva la mai mult de 50% din prețul pe care îl vedem noi la pompă. Hei, asta e problema, pentru că da, domnul Ciolacu ne spune că ar fi bine să-l plafonăm. Dar unde îl plafonezi? La costurile producătorului? Sau renunți la acciză și TVA?
unde mai bagi acciza și TVA-ul dacă numai costurile de producție în momentul de față sunt mai mari cu 50% pe zona de petrol? Nu mai zic costurile de extracție, ne-a spus chiar zilele trecute Institutul Național de Statistică, au crescut costurile de extracție a petrolului în România cu 262%. Deci trebuie făcut un calcul clar, economic, financiar, ca să vedem exact dacă se poate plafona prețul, pentru că îl putem plafona, dar cine plătește factura plafonării? Tot de la bugetul de stat, adică tot din banii noștri. Hai să vedem exact unde sunt problemele și cum putem face în așa fel încât prețul să nu mai crească atât de puternic și statul să-și mai ia puțin mâna, din punct de vedere fiscal, de pe aceste câștiguri fabuloase din zona de energie, gaze și petrol. Eu pe mine deja aș începe prin a spune că dacă Comisia de Anchetă privind liberalizarea prețurilor la energie și la gaze și-ar fi prezentat raportul, pentru că această comisie și-a terminat activitatea pe 15 decembrie 2021. Și nu s-a mai întâmplat nimic de atunci. Nu. Iar președinte a fost domnul senator Daniel Zamfir. Și cu părere de rău, i-am cerut permisiunea dumnealui și am spus că am să fac public chestia asta. L-am abordat chiar din Parlamentul României și pe domnul președinte al Camerei Deputaților, pe domnul Ciolacu, și l-am întrebat de ce nu este de acord cu prezentarea acestui raport. Pentru că se pare că aici e problema. Nu vor să-l pună pe ordinea de zi. Raportul trebuie, în primul, nici nu e redactat. Atenție! Avem atâtea scenograme, avem 3 luni de activitate, 90 de zile, am audiat producătorii, furnizorii, atât din domeniul energiei electrice, cât și din petrol și gaze. Păi acum se plânge de domnul Virgil Popescu. După mintea mea, nu sunt politician decât de 2 ani de zile și nici nu pot să numesc că sunt încă politician. Dar când PSD-ul a intrat la guvernare, dacă erau cu adevărat interesați ca să facă ceva, având și președinția acestei comisii de anchetă, ar fi cerut din start Ministerul Energiei în negocierile lor. Și nu mă interesa pe mine că să-i dau un ministerul doamna Firea. Ministerul Energiei. Și atunci putea frumos să identifica. Și au fost negocieri acolo. Ok, nu este punctul meu de vedere, dar fac parte din această coaliție. Și se poate putea discuții acum între cele 3 partide. Pentru că dacă se prezintă raportul acela, din câte am înțeles și la domnul președinte, și eu am fost secretar în acea comisie, acolo trebuie să pice vreo 3 capete. Adică, în primul rând, ministrul Energiei, apoi domnul Dumitru Chiriță de la ANRE și domnul Bogdan Chirițoiu la Consiliul Concurenței, care nu și-au făcut treaba și nu au implementat strategia pe care o avem deja editată și în 2014 Institutul European din România. Ce mi se pare foarte grav, domnule Foc, este că a spus pe 15 decembrie, da? S-a finalizat activitatea acestei comisii. A fost preînreunit pe 9 septembrie. Pe 15 septembrie și-a început activitatea pentru 90 de zile. Bun. Și suntem acum în iunie. Da. Da, cred că cel mai ușor este atunci să vii și să povestești despre ce ar fi trebuit să facă un alt partid politic. Am muncit, de ce nu se prezintă raportul? Am fost foarte atent la ceea ce a spus specialistul până la urmă, domnul Negrescu, și anume faptul că trebuie analizat foarte, foarte bine și văzut în detaliu care sunt soluțiile, pentru că, iată, avem tot felul de bune sau proaste practici la nivel european. Ați vorbit de TVA-uri, ați vorbit de accize și de toate cele în Germania. Îmi amintesc că partidul dumneavoastră, în urmă cu 2 luni și jumătate, adusese în discuție înjumătățirea accizei la combustibil. Da. Ați negociat cu partenerii de guvernare și nu s-a mai întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că este foarte grav într-o situație excepțională. Trebuie să recunoaștem, suntem într-o situație excepțională. Cine nu vrea să recunoască acest lucru înseamnă că nu vrea să gândească soluții concrete și coerente. Pentru că altfel demagogie și de ce, cum toată lumea poate să facă. Trebuie să gândim aceste soluții. Și avem experiența măsurilor pe care le-am luat în ceea ce înseamnă energie. Ne aducem aminte cu exactitate faptul că măsura liberalizării pieței introdusă de guvernarea de tristă amintire sub coordonarea USR-ului a fost o măsură dezastruoasă. Bun, s-a analizat și acolo. Lăsați-mi să-mi duc rațiunea până la capăt. Vă rog. Bun.
Ce a făcut PSD-ul în materie de energie în România? A venit și a impus partenerilor de guvernare o serie de măsuri care au mers până la plafonare. Unii au spus că poate a fost târziu, că poate n-a fost tocmai cum trebuie, că s-a plafonat la un preț mai mare decât cel care era la momentul acela în piață. Vedem unde s-a ajuns cu prețurile în energie. 55 de bani, litru de motorină. Și vă întreb altceva. Dacă în ceea ce înseamnă energia n-am fi plafonat prețurile la tariful acela, credeți că n-ar fi fost situația la fel? Acum a venit problema combustibilului. Suntem în aceeași situație. N-ar trebui cumva să luăm bunele practici și să încercăm să aplicăm nu soluții? Nu a venit acum problema legat... combustibilului. Îmi pare rău să vă contrazic. Acum a produs efecte. Problema de combustibilului. Tot 5 lei, avem o problemă de care nu trebuie să ne disociem. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu comisia despre care vorbește domnul Focșa. Nu știu de care cunoștință dumneavoastră. Eu n-am făcut parte din acea comisie. Domnul Popa de la dumneavoastră. Eu n-am făcut parte din acea comisie. Domnul Toma. Eu sunt convins de faptul că tot ceea ce înseamnă procedural acea comisie sub nicio formă n-a fost încheiată, pentru că altfel procedurile parlamentare sunt foarte clare. Și nu avea cum să... 6 luni, domnul, stimate coleg. Eu știu ce spuneți dumneavoastră. Mi-a revoltat și domnul Popa și domnul Toma. Că vi s-a părut mult. Dar n-am de unde să știu ce ați lucrat dumneavoastră acolo. Păi statutar este putea, închisă. Pe regulamentul camerei, acea comisie nu mai poate funcționa. Eu aș putea să vă spun altceva. De ce n-ați făcut de ce n-ați făcut demersuri? A zis că ați fost secretar în acea comisie. Păi da, am vorbit cu domnul președinte de comisie. Ce vreți să a intervenit președintele meu de partid la biroul permanent. Refuz total. Nu se pune pe ordinea de zi așa ceva. Astea sunt un discurs că e refuz. Păi cum să facem? Sunt jocuri politice pe care dumneavoastră le scoateți. Pe care dumneavoastră le faceți. Trebuia prezenta raportul și nu era discuția asta. Legat de prețul combustibilului. Pentru că nu vreau să se tragă concluzia că vreau să evit acest subiect. Nu. Am fost atent la ce a spus domnul Negrescu mai devreme. Lucrurile sunt foarte clare. Ar fi o soluție să-i spunem înjumătățirea accizei, de care spunea și dumneavoastră, reaminteați practic de fapt, da, că a fost pusă de la pe tapet. Vorbeați acum au încercat acest lucru în Germania, în alte state, cu TVA-uri și așa. Nu. Nu s-a ajuns la nicio concluzie. Prețurile au crescut. Noi trebuie să avem în vedere faptul că suntem partea unei piețe mondiale și europene. Ungaria este partea unei piețe mondiale și europene. Este. În Ungaria măsurile sunt de altă natură și reprezintă un alt subiect, dacă vreți să-l tratăm. Legat de această problemă, eu cred că principiul pe care președintele Ciolacu l-a enunțat și la care susține este unul corect și corelat cu ceea ce spunea domnul Negrescu, reprezintă soluția. Da? Plecăm de la un principiu, identificăm modalități de aplicare a acelui principiu și în felul acesta. Pentru că numai devreme de zilele trecute, da, s-a dat și acea ordonanță antispeculă. Noi trebuie să vedem de ce. Dacă prețul bine, barilului... Acea ordonanță antispeculă se aplică doar în situații de urgență, bun, în dar situații trebuie să speciale. Vedem, trebuie să vedem de ce. De ce dacă prețul barilului de petrol cumva este stabil, da, cu toate acestea, de la 6 lei și ceva pe litru, cât era motorina, prețul barilului de petrol deci nu s-a schimbat. Zic că înainte de alegerile din 2020 au fost, da? În septembrie cele locale și cele parlamentare în decembrie, sau nu mai știu. Da, în decembrie. Ați zis bine. Înainte de septembrie, prin august 2020, alimentam din județul Prahova, erau niște benzinării, 3 lei și 88 de bani litru de motorină. Ale erau Gazprom. Nu erau Gazprom, erau niște benzinării locale, dar locale. Știam, puteam să am încredere în motorina respectivă că nu se strică mașina. 3 lei și 88 de bani. Mai normal era 4 lei și 20, 4 lei și 10 bani. N-au trecut nici 2 ani. Vă zic, când am alimentat ieri, mă uitam siderat la pompă pentru că avusesem un șoc cu o săptămână înainte când văzusem 9 lei și 30 de bani și acum era 9 lei și 55 de bani. Corect. Și trebuie văzut de ce această explozie. Dar aici trebuie să intervină instituțiile statului, li s-a creat cadrul legislativ, să aibă pârghiile prin care să controleze și să facă, să știți că dincolo... Instituțiile guvernului, nu? Da, la asta mă refer. Da. Mai puțin, vă rog, domnule Negrescu. Consiliul Concurenței s-a pronunțat deja. Nu există o înțelegere în piață, nu există probleme pe zona de construcție a prețurilor, pe zona de carburanți. Este efectul pur și simplu al creșterii prețului petrolului, a creșterii costurilor de rafinare și a costurilor de distribuție și a acestor carburanți, benzină și motorină. Deci știm deja care este situația, pentru că Consiliul Concurenței stă pe acești producători și distribuitori de carburanți de ani de zile, monitorizează mai mult decât atât. Are inclusiv o aplicație, se cheamă Monitorul Prețurilor.
Politician.info, pe care poate accesa orice român, că este gratuită, ca să vadă exact cum evoluează prețurile la ei în cartier, la ei în oraș, la ei în țară. Deci noi avem această monitorizare, știm cum se construiesc prețurile, știm exact de ce există aceste creșteri și știm tot ceea ce trebuie legat de pricing, de prețurile la carburanți. Dar ne facem că nu vedem problema. Ne facem că nu găsim soluția. Soluția este foarte clară și este aplicată deja de 18 state din Uniunea Europeană, care au redus ori acciza, ori TVA-ul. Și Uniunea Europeană ne dă voie să reducem TVA-ul la carburant, al putem să-l facem și 5%. Deci putem face acest lucru. Într-adevăr, marea problemă a statului român este că va pierde o sursă financiară semnificativă. Dacă ar reduce TVA-ul și acciza, însemna o pierdere undeva în nivel de 10 miliarde de lei. De unde ar acoperi acești bani în buget? Acolo e o problemă. Și cred că problema ține de acea necesară reformă a aparatului public, pentru că noi continuăm să cheltuim mai mulți bani decât adunăm din taxe și impozite. Deficitul bugetar e la 16,3 miliarde la 4 luni. A crescut cu 1 miliard față una precedentă. Deci cheltuim mai mult, aruncăm cu bani în tot felul de companii de stat, în tot felul de creșteri salariere. Păi numai creșterea asta de salariu la bugetar e 3 miliarde de lei pe an. Da? Și în loc să ne luăm măsuri ca să avem de unde să compensăm și să plafonăm, dacă e nevoie, prețul la carburanți. Eu nu sunt pe ideea cu plafonarea. Eu zic că cred că cel mai bine ar fi să reduci taxele pe prețul de carburanți. Dar să ne facem rost de bani din risipă și să ducem acolo unde e esențial. La carburanți, la energie, la gaz. Știți ce mi s-a părut foarte trist? Am întrebat-o pe doamna de la benzinărie, de la caserie acolo. Bine, nu era vina ei. Am uitat așa, doamnă, 9 lei și 55 de bani. Și am zis, sincer, vă spun, săptămâna trecută ne-au anunțat că se ieftinește. Zic, serios, da? Așa ne-au anunțat săptămâna trecută că vor scădea prețurile. Și am fost și noi mirați când am văzut că au crescut. Cu siguranță zilele următoare vom avea o scădere de prețuri, că petrolul e la 113 dolari față de 120 cât era săptămâna trecută. Deci va fluctua, va continua să fluctueze la nivelul ăsta cu creșteri, cu scăderi, cu o fluctuație semnificativă a prețurilor, dar tendința e clară, ne ducem spre o scumpire a prețului petrolului, pentru că sunt condițiile astea internaționale care fac că petrolul să devină din ce în ce mai scump. Nu scăpăm de problemă, doar pansăm realitatea. Asta e singura diferență în momentul de față și ne vom trezi la iarnă când o să explodeze toate, energie, gaze, o să fie carburanții, o să fie și materiile prime, când toate o să coste dublu sau chiar triplu față de ce e în prezent și statul român se va trezi într-o situație absolut imposibilă să trească să compenseze toate aceste creșteri de prețuri și nu va avea de unde. Asta e marea problemă și asta va însemna clar recesiune. Dacă nu am intrat, bine, n-am intrat în recesiune, dar... Suntem în stagflație noi undeva, adică cu o producție industrială care e aproape de zero, se vede deja, a scăzut, ne-a spus INSEU, că e cu minus 3%, da, scădere a producției industriale, industria contribuie negativ la creștere economică din primul trimestru, deci suntem în stagflație, adică avem o creștere economică aproape de zero și o continuare a creșterilor de prețuri. Spre asta ne îndreptăm, dar ne ducem spre recesiune și asta e marea problemă, că nu ne pregătim pentru scenariul respectiv. Vă rog, spus de la bun început. Trebuie să identificăm soluții. Acum, soluțiile se identifică cel mai ușor prin bune practici. Te uiți la alții cum au făcut și dacă a dat rezultate, le iei și le implementezi. Este cel mai simplu mecanism. 18 țări, spune domnule, 18 țări. Au făcut asta. Puteți să-mi enumera și mie în astea 18 țări unde, în câte a scăzut prețul la pompă, pentru că pe cetățean la pompă îl interesează. De exemplu, Polonia, Slovenia, Malta, Ungaria, Bulgaria... Vă mai dau câteva exemple. Nu. Inclusiv în Franța a scăzut în momentul în care au aplicat măsurile respective, a scăzut prețul raportat la cât urma să crească. Sunt alte costuri de rafinare și de producție acolo față de cel din România. Noi avem norocul că încă ne producem ieftin raportat la ceea ce se întâmplă în țările respective. Da? Noi doar prețul petrolului îl avem la fel. Dar în rest, Dumnezeu cu mira. Da, domnul Georgescu spunea că, deși au fost luate aceste măsuri în alte țări, asta nu înseamnă neapărat că a și scăzut prețul la pompă al combustibilului. Cu tot... Asta înseamnă să monitorizezi deciziile luate. Adică dacă reduci TVA-ul de pildă la 19% la 10% sau la 5% la carburanți, te duci și pe lanțurile economice și monitorizezi. Că de-aia avem zeci de instituții care ar trebui să-și facă treaba. Să monitorizeze dacă într-adevăr se implementează prețurile reduse. Da, vă rog, și să-i sancționezi foarte dur dacă nu fac chestia asta. Cu tot respectul, vă urmăresc activitatea
Uneori subscriu la toate ideile dumneavoastră în plan economic, nu sunt un specialist, însă mă lovesc, așa cum spunea și dumneavoastră, de situația la pompă, stând de vorbă cu cetățeanul, și știu foarte bine și în cazul ăsta cred că putem întoarce și da exemplu, apropo de ideea dumneavoastră de a nu susține plafonarea prețurilor, și stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă liberalizarea prețului în energie, la gaz și la curent, n-ar fi fost blocată cumva de această plafonare, unde am fi mers în respectând raționamentul dumneavoastră că anumite instituții pe anumite fire pot coordona și așa. Trebuie să mergem, trebuie să luăm o pauză de publicitate, domnule Negrescu, îi răspundeți imediat domnului deputat, peste câteva minute mai exact, revenim în câteva momente. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, domnule Negrescu, la dumneavoastră rămăsesem. Da, văd că scoatem în evidență aceste plafonări la energie și gaze și uităm de fapt de inechitatea care se aplică în momentul de față între cei care consumă, care au tupeu între ghilimele să consume peste 300 de kW de energie pe lună și companii. Deci la companii am putut să plafonăm prețul la 1 leu pe kW, indiferent de consum, da? Iar la persoanele fizice, da, la românii de rând, cei care au tupeul să țină un aer condiționat în priză pe perioada asta și să depășească acel plafon, aceștia plătesc prețul pieței. Și prețul pieței undeva la nivel de 2,5 s-a ajuns chiar la 4 lei pe kilowatt. Unde sunt măsurile pe care luăm pentru toată populația? Să-i ajutăm pe toți, dacă toți vrem într-adevăr să fim un stat social în care să ajutăm toți contribuabilii. Deci mai ușor cu lucrurile astea, și să vă mai dau o cifră apropo de lucrurile astea. În execuția bugetară la 4 luni, da, nu este prevăzut niciun leu ca fiind dat înapoi companiilor distribuitoare în contul acestor plafonări. Deci statul a plafonat din pix aceste prețuri și când a fost vorba să dea banii către aceste companii, s-a închis ochii. A închis ochii sperând că va face rost din alte părți și le va da oamenilor banii. Dar din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, iar aceste companii, multe dintre ele, nu le ținut avocatul lor niciun caz. Dar nu facem altceva decât să tulburăm și mai mult mecanismele economice, reale. Da? Din piață în momentul de față, introducând niște plafonări care nu sunt respectate de către statul român. Bun. Ne contrazicem. N-avem ce să facem. Ne contrazicem. Cum să nu? Nu e nicio problemă. Pe de o parte, veniți și-mi invocați un stat social în care să fie ajutați toți, deși conceptul de social în subsidiar înseamnă cu totul și cu totul altceva, dar e o altă discuție. Deci ajutăm toate firmele și ne ajutăm toți românii, toate persoanele fizice. Nu este momentul să facem o dezbatere de ceea ce înseamnă stat social. Cred că discuția este mult, nu mai amplă, e mult prea amplă, pentru că nuanța este de observat. Acum, fără doar și poate, dacă vă aduceți aminte, a fost vorba despre o lege a consumatorului vulnerabil. Da? Și s-a mers cu principiu, că tot discutăm de principii. Să știți că oricât ne-ar displăcea, dacă nu ne așezăm la un moment dat și nu respectăm un principiu de la cap la coadă, niciodată nu vom putea crea măcar la nivel logic cumva o liniște în societate. Altfel, da, întotdeauna vor fi categorii sociale mai mult sau mai puțin mulțumite sau nemulțumite. Legat de acest subiect, principiul a fost să mergem la consumatorul vulnerabil. Și reperul pentru care s-a mers până la 300 de kW a fost tocmai din statisticile pe care INS-ul și alte instituții le-au pus la dispoziție și ni s-a spus acolo că cei mai mulți dintre români consumă undeva la 200 și ceva de kW. Bun, dar nu e rău ce spune și dumneavoastră. Haideți să-i ajutăm pe toți. Pe de o parte ne spuneți să lăsăm că ar fi fost bine să rămână piața liberalizată și de la bun început să se triplese sau de 5-6 ori prețul la energie și că n-a fost, nu e bună plafonarea. Pe de altă parte ne spuneți nouă că plafonarea asta e bună, dar să o aplicăm la toți. Creșterea prețurilor la energie și gaze aparține producătorilor de stat din România, controlați de către guvernul român. Exact. Nu au crescut așa din aer. Trebuie să stăm la masă toți. Au fost romgaz să știm ce vrem. Hidroelectrica care au triplat prețurile peste noapte. Producătorii statul român, așa este. Așa este. Hidroelectrica. Dacă veniți cu legea nucleară electrică, dacă avea peste 1000 de lei, nu mai era ajutat.
adică fără doar și poate, domnul Negrescu, cred că știți mai mult mai bine, sunt convins decât mine, faptul că suntem într-o piață concurențială, că suntem partea unei piețe europene, că suntem partea unei piețe mondiale și avem niște repere și niște constrângeri. Și atunci, și... dați-mă, pornind de la acest raționament, că e interesant de spus. Deci dacă noi ne raportăm la prețurile internaționale, da? Noi de ce mai extragem gaze și produce curent în România? Hai să importăm, poate importăm mai ieftin decât ce la noi. Nicio formă. Stimate colegi, știți unde e durerea pentru el? E foarte logic, deci domnul Grescu și mi-am pus și eu de multe ori întrebarea asta. Noi suntem producători. Păi da, deci în momentul importăm suntem producători foarte puțin, da? Și nu suntem importatori. Statul este proprietar 89% din capacitățile de producție energie electrică. Și noi suntem obligați ca să ne vândem produsul nostru pe o piață externă când cetățeanul român nu are salariu ca la Viena. Aveți perfectă... Aici stau să mă întreb. Că, ok, sunteți la guvernare. Cum de nu s-a putut negocia această... renegocia această chestie? Știți de ce? Mă gândesc la o chestie cum au făcut polonezii. Au preferat să intre în procedură de infringement pe zona de cărbune, de exemplu, să continue să producă cărbune și să facă energie electrică cu cărbune, decât să-și saboteze propria economie. Exact. Și noi puteam face acest lucru, să ne ținem prețurile la energie și gaze, cele din producția internă, la niște prețuri acceptabile pentru sectorul intern și, da, pentru exporturi, dacă vrem, puteam produce la ce preț vrem. Dar asta înseamnă să-ți protejeze economia, să nu spui că, domnule, asta prețurile internaționale, noi având salarii românești cele mai mici din Uniunea Europeană. Păi nu poți trăi cu prețuri occidentale și salarii românești. Ne pur și simplu ne sărăcim singuri și ne sabotăm singur economia. Nu putem invoca condițiile internaționale într-o situație în care noi ne producem practic singuri tot ce înseamnă energie în momentul de față. Aveți perfectă dreptate. Știți foarte bine care a fost poziția în plan economic a Partidului Social Democrat, în momentul în care s-a solicitat liberalizarea. Noi am fost cei care ne-am opus vehement aceste liberalizări, spunând tocmai ceea ce spuneți foarte bine dumneavoastră, că noi nu suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere al veniturilor pe care cetățenii îl au să acceptăm un astfel de demers, o liberalizare a pieței energiei. Corect, aveți dreptate. Din păcate, la momentul când s-a produs această energie, când s-a produs această liberalizare a energiei, nu se afla PSD la guvernare și chiar a fost un obiectiv major al USR-ului, odată ajuns la guvernare în coaliția amintită, dacă mi-aduc eu aminte bine, a fost printre primele măsuri luate de USR la momentul respectiv. Să înțelegem din asta ceea ce poate spuneam eu în campanie electorală. Ministrul Energiei era tot de la PNL, bineînțeles. Că USR-ul a avut o altă agendă și că și-au impus corect. Îmi place, știți că dați vina doar pe USR, că nu sunt partenerii noastre de guvernare, dar nu spuneți nimic de PNL, pentru că Ministrul Energiei de la acea vreme era actualul Ministrul Energiei de la PNL, partenerii noastre de guvernare. N-am nicio rețivere să spun de Ministrul PNL, de PNL nu vreau să protejez pe nimeni, nici măcar astăzi, că a fost moțiune împotriva domnului Câmpeanu. Da, numai puțin, dar domnule Negrescu. Toate țările din Europa și-au măsuri de protecție a economiilor proprii, da? Toți încearcă să înmagazineze gaze în această perioadă, pentru că vine o iarnă extrem de dificilă. Toată lumea încearcă să-și protejeze sistemele proprii economice cu măsuri de protecție. S-a trecut de ideea de liberalizare, de lucrurile. Toată lumea încearcă să se pregătească pentru această furtună economică. Noi, din păcate, nu facem aproape nimic. Uitați-vă ce se întâmplă în sectorul gazelor. Păi noi, în momentul de față, da, importăm 20% din gaze de pe relația cu Rusia. Dar Rusia, dacă oprește robinetul la iarnă, când vom avea un consum necesar de vreo 40% din gaze din import, s-ar putea să nu avem de unde să le luăm și să trească să ajungem la raționalizare. Vedeți o preocupare pe această zonă de a înmagazina gaze ieftine acum, ieftine între ghilimele. Dacă să nu ne trezim în iarnă că importăm la prețul de 3 ori mai mare. Avem Depogaz, o subsidiară a Romgaz, care are o capacitate de stocare de 4 miliarde de metri cubi ar trebui să aibă la sfârșitul anului. Acum, în termeni reali, are o capacitate de stocare de 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Și așa cum spuneți dumneavoastră, asta se putea face și anul trecut, se poate face și anul acesta. Stocate gaze acolo, cumpărate vara când sunt ieftine și folosite iarna când avem nevoie de importuri. Să știți că mai avem foarte puține minute din această emisiune și mai avem multe subiecte, dar măcar pe acesta să-l discutăm un pic. Este vorba despre Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea. Ați auzit de ea, da? Toată lumea a auzit de Casa de Comerț Unirea, care a fost creată și este deținută integral de Ministerul Agriculturii. Ei bine, anul trecut a raportat, domnule Negrescu, pierderi nete de peste 1 milion de lei la un rulaj de 43,8 mii de lei.
Compania a realizat doar 53% din venituri. Bun, sunt cifre. Telespectatorii probabil că nu își bat capul aceste cifre. Da, ne anunța ministrul agriculturii, domnul Chesnoiu, parcă da. În urmă cu ceva timp că vor fi băgați niște bani acolo și că această casă de comerț Unirea va funcționa și că îi va ajuta pe producătorii locali să-și vândă produsele și așa mai departe. Vedem însă că nu se întâmplă nimic, au mai fost dați oameni afară de acolo, activitatea companiei s-a restrâns și are vreo șansă de reușită acest proiect? Nu, nu are nicio șansă, pentru că nu e un model economic fezabil în actuala situație din zona comerțului alimentar din România. Noi, într-adevăr, putem să facem astfel de lucruri, adică să ajutăm comercianții români, producătorii români, dar nu prin construcția unor noi magazine, că nu mai și-au loc în piață. E deja plină piața de magazine, nu acolo e problema. Acei 100 de milioane de euro pe care vor să autoritățile să-i pompeze în această cooperativă trebuiau folosiți măcar 1% dintre ei pentru dezvoltarea unei platforme online, să poți cu telefonul mobil, da? Să poți să-ți cumperi de la producătorii români printr-o aplicație de tip Amazon, în care să fie înrolați toți producătorii ăștia români, da? Pentru că avem un sistem de trimitere, de curierat foarte eficient în România. Hai să inventăm concepte noi, hai să încercăm să găsim soluții care să concureze pe poziții de egalitate hipermarketurile, dacă vrem într-adevăr să ajutăm pe comercianții și pe producătorii români. Creăm o platformă online, înrolam acolo toate ofertele producătorilor de roșii, ardei, ceapă, ce vrem noi acolo și eu cu telefonul mobil puteam să-mi cumpăr de la unde vreau eu, da? Sub auspiciile Ministerului Agriculturii, să-mi cumpăr online ceea ce am nevoie, să mi se livreze acasă. La fel se întâmplă și în relația B2B, adică cu companiile, restaurantele puteau să cumpere online de pe această platformă, numai de la producători români. Noi inventăm iarăși magazine, inventăm tot fel de lucruri pe care alții le-au făcut mai bine și mai eficient, adică mă refer la privați. Se aruncă bani pur și simplu în niște proiecte fanteziste. Am văzut și niște schițe legate de noi magazine. Păi cine va opera acele magazine? Cine sunt managerii care se vor ocupa de această logistică? Adică e un business atât de mare încât statul român nu e capabil să facă. Și invitații mei, are viitor, domnule Georgescu, această casă de comerț Unirea? Fără doar și poate un astfel de concept este ceea ce spunea și domnul Negrescu mai devreme, o modalitate prin care statele sunt preocupate într-un astfel de context agitat, criză economică, criza războiului și așa mai departe, de a se proteja. Pentru că, în esență, conceptual, acest proiect nu a însemnat altceva decât a scurta lanțul de la producător la... A vinde direct. Da, în teorie asta sună fost, bine. În teorie sună bine. Desigur, proiectul, odată cu schimbarea guvernării, a intrat așa și într-un... De multă vreme, într-un cont de umbră. Eu, unul, consider că, până la urmă, ne întoarcem la... și nu spunem lucruri mari, management, pentru că despre asta este vorba. Eu cred că, odată cu recapitalizarea și în actualul context, atenție, este cu atât mai potrivit. Pentru că piața este extrem de vulnerabilă și spuneam mai devreme că statul român nu se implică în mod direct în a-și proteja interesul. Atunci când o face și poate nu reușește, că nu are tocmai cel mai bun management, acuzăm și blamăm. Dar dacă... Să acuzăm și să nu blamăm, nu, domnule Georgescu, din semestrul al doilea 2020, această societate nu a mai realizat venituri semnificative din exploatare. A fost corect, pentru că activitatea a intrat într-un cont de umbră. Din câte știu eu, premierul Ciucă... E un manager acolo. Premierul Ciucă s-a exprimat și de la începutul lunii iulie se recapitalizează și cred eu că Casa Unirea poate fi un instrument al statului român în a controla sau a estompa efectele unei posibil, probabile crize alimentare în zonă, pentru că știm foarte clar, din punctul ăsta de vedere, România chiar putem spune că stă bine, producția de anul acesta, producția agricolă se arată una promițătoare și mulțumim lui Dumnezeu, măcar în acest sector, în acest segment al societății, să nu avem de suferit. Da, domnule Focșa. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles. Nu pentru că suntem pe din partide diferite. Opuse, nu, dar eu am stat și am asistat ca simplu cetățean, până să intru în politică și mă întrebam de multe ori. Băi, cum se face că toate piețele astea de angro, de la noi din țară,
sunt plin de oameni care au niște dubițe, au un certificat de producător și sabotează producătorul adevărat. Eu am prieten în Comuna Lumina, unde locuiesc, în Constanța. Are jumătate de hectar de solarii, s-a dus și a dat munca lui cu 2,60 lei tomatele ca să le cumpere românii cu 9 lei. Eu asta vreau să-l întreb pe domnul Chesnoiu. E bine și cu 9 lei, că acum domnule, îl dădeam pe roșiile românești. Cum să facem așa ceva? De ce nu rupem lanțul ăsta al speculei? Și putem în același timp vorbi și despre anumite locații în care să putem stoca pentru a putea să le conservăm, așa cum este în Spania. Eu am făcut o vizită anul trecut prin iunie în Spania la diaspora română din zona La Rioja și îmi explicau românii. Uite, producătorii de, nu contează ce au, tomate, fructe, deci orice. Există pe lângă primării depozite de stocare, da? La temperaturile care se avem impun. Avem foarte multe exemple din care putem învăța. Și se distribuie obligat, forțat, cei care în mercadore la ei acolo, învăța, în magazinele lor. Am văzut și în Franța, când eram într-un hipermarket, cum era acolo raionul cu produse locale, vânzătoarea spunea, uitați, brânza asta este făcută de monsieur nu știu cum, în care locuiește acolo. Da, da, luați mușchiulețul ăsta, că e făcut aici la noi, vinuri, totul local. Erau raioane întregi cu produse locale în hipermarket. Asta dar am văzut-o acum 15 ani în Franța. Dar supermarketurile la noi dictează piața. Nu se întâmplă asta nici acum la noi, deși politicienii spun că da, acesta este scopul nostru, să vedem produsele românești pe rafturile tuturor magazinelor. Avem această casă unirea, mai avem câteva secunde și din emisiune și domnule Negrescu spune, domnul ministru Chesnoiu, că da, 100 de milioane de euro se vor duce în această direcție. Dumneavoastră ne-a spus că ar trebui folosiți așa la nivelul anului 2022, cu idei demne de anul în care trăim, nu învechite, pentru a putea face față concurenței existente. Exact. Dacă tot investim 100 de milioane de euro, aș vrea să văd și un plan de business legat de această afacere, să știm exact care este investiția, unde se duc banii, cum sunt cheltuiți banii și care este profitul, da, înregistrat de statul român. Pentru că altfel iar investim niște bani într-un proiect mort, într-un proiect care în esență sună bine, dar în realitatea economică din 2022 este incompatibil cu vremurile pe care le trăim. Mulțumesc foarte mult, domnule Negrescu, le mulțumesc și domnilor deputați Focșa și Georgescu, că au fost alături de noi la Raport Special. Rămâneți în continuare pe Etno, pentru că în câteva momente începe emisiunea Subiectul Zilei cu Dana Chiera. Noi ne revedem mâine seară, tot la ora 18.